Bine v-am regăsit. Haideți să vă arăt ce unelte și alte accesorii am mai cumpărat pentru atelierul meu. Am fost pe la magazinele de bricolaj zilele trecute și în special pe la Dedeman și am mai achiziționat câteva unelte care o să-mi trebuiască prin atelierul pe care vreau să-l improvizez în zilele care urmează. Să vedem așa, am luat o cuplă și o fișă din astea, de la Hof. Vreau să-mi fac un prelungitor. Am cumpărat un fir mai gros și vreau să-mi fac eu un prelungitor. Să-l folosesc în special la aparatul de sudură și alte scule care sunt un pic mai puternice. Am luat un sol din asta de sfoară de zidărie, e foarte bun, l-a trasat, am mai luat așa un dozator din asta de cânepă pentru instalații, este foarte bun că tragi firul de cânepă direct de acolo și îl folosești acolo unde e nevoie să instalez un cot, un teu și așa mai departe. Aici am câteva rezerve de lame pentru cutter junior din asta trapezoidal. Un metru de tâmpărie. Asta este foarte util atunci când ai de măsurat ceva de unul singur și nu prea ai cum să ții ruleta, nu are cine să țină de ruletă și de asta l-am luat. Să măsor de pe o scară, de unul singur, este foarte bun. Asta e de la Dupu, mi se pare, parcă așa scria pe el, dar este foarte solid, e destul de bun. Am luat o daltă din asta de mână, cu protecție pentru mână, de la Holzer, foarte utilă când ai de spart undeva ceva și nu e nevoie să folosești rotopercutorul. Asta este foarte utilă, lovești fără frică, nu-ți dai peste mâini. Este foarte, foarte bună, ascuțită, două rezerve din astea de pânză pentru fierăstrăul ăsta, că nu mai avem. Mai luat așa un pistol de suflat, ăsta este de la Fiac, cu o țevușcă din asta un pic mai lungă și conică în capăt, că ăsta vechi, care îl cumpărasem de la Dedeman, de la firma Airmaster, s-a stricat, nu mai funcționează, probabil că merge desfăcut, gresat și o să văd dacă reușesc să-l mai repar, dar în orice caz l-am luat pe ăsta pentru că mi-a plăcut acea țevușcă mai lungă și pot să concentrez un jet de aer mai pronunțat, pot curăța și pe jos, pot sufla cu el mai de la distanță și am zis să iau ceva mai de firmă, poate asta durează un pic mai mult. Am mai luat așa doi clici din ăștia, tip menghină, destul de puternici, de la Wolfcraft. Să vedem dacă scrie câtă deschidere are. 60 de milimetri. Se vede. Destul de buni, în special la treburi de tâmplărie. Dar eu o să-i folosesc pe ăștia și la ceva confecții metalice. Mai am o pereche de clești mai mici, tot de la Wolfcraft. Ăștia sunt un pic mai michitei. Sunt foarte buni.
am făcut treabă cu ei astă vară când am lucrat la acoperișul surorii mele și am fixat OSB-ul de masa de lucru și am putut să tai foarte bine cu pendularul. Sunt niște menghine destul de calitative și în special îmi plac foarte mult produsele astea de la Wolfcraft. O să mai iau eu câteva. Am mai pus ochii pe câteva unelte de la Wolfcraft. Am mai luat așa un set de pânze din astea pentru pendularul meu de la Bosch. Modelul ăsta T344DP. Un pic mai lungi. Deci duce până la o grosime de 100 de milimetri. Și tocmai de asta le-am și luat, pentru că cu pânzele pe care le am eu acum la pendular nu reușesc să tai grindă de 10x10. Așa că de asta le-am comandat pe astea. Foarte bune. Tot Wolfcraft. Am luat așa un cuțit pentru tăiat vată bazaltică. O să-mi trebuiască pentru când o să încep lucrul la interior și o să izolez. Hai să-l și desfac, dacă tot, să văd și eu cum arată mai de aproape. Așa arată. Are partea asta aici pentru vată și mai are pe cantul celălalt încă un fel de cuțit. E posibil ăla să fie pentru polistiren. Un mâner din lemn. Foarte confortabil, abia aștept să-l probez la vată, să văd cum taie. Dar, așa cum vă spuneam mai devreme, îmi plac mult de tot produsele astea Wolfcraft și sunt foarte calitative. Am mai luat o nivelă din asta de 40 de centimetri, Holzer, tot din Dedem am luat și asta. Mi-a plăcut că e mai mică, eu mai am una de la Stanley, de un pic cam mare și aveam nevoie de una mai mică să o bag prin locuri mai strâmte așa. Zice aici că ar avea o marjă de eroare de 0,5 mm la metru și acolo 2% probabil per total se referă pe toată lungimea, cred, nu sunt foarte sigur. În orice caz, este o nivelă destul de bună, am folosit-o, foarte precisă. Deci și pentru nivel orizontal și pentru nivel vertical și îmi place că are agățătoare și în capătul ăsta și în capătul celălalt și pot să o agăț într-un cui de perete. Mai am aici un clește din asta pentru electricieni în special. L-am cumpărat că am mai avut ocazii în care nu aveam cu ce să trag de un fir, de un cablu și am zis hai să-mi iau și un clește de genul ăsta, tot de la Dupu. Sper să fie bun, dar n-ar avea de ce să nu fie. Tot de la Wolfcraft am luat așa un echer din ăsta pentru tâmplărie. L-am văzut acolo în Dedeman, mi-a plăcut și am zis să-l iau. Are și un raportor cu grade până la 80 de grade. O să-i desfac asta. Deci o riglă cu lungime de până la 30 de centimetri, un raportor, cum v-am spus,
În capătul ăsta aici, în partea asta, are un fel de plastic, așa, un opritor, pentru ca o muche. Mai are câteva gradații pe aici, nu știu exact foarte bine cum se folosește. Asta mai are aici un unghi la 45. Pe aici sunt niște găurele despre care nu știu acum momentul ăsta la ce folosesc. E destul de gradat și ăsta. Pe partea asta e la fel. Vedeți, mai are câteva decupaje așa. Probabil astea sunt grade poziționate așa. Se trasează, uite aici e pentru 45, prelungirea lui ăsta de aici, iar ăsta e 30, care se continuă aici. Într-un material destul de solid, o să îi filmez eu câteva secvențe ca să vedeți cam cum îl folosesc sau ca cum se folosește. Iar la fel are aici o găurică, pot să-l agăț într-un cui deasupra bancului de lucru. Mi-a plăcut și am zis să-mi iau și eu unul de genul ăsta. În orice caz e posibil să-l folosesc destul de rar, pentru că e un pic cam greu, cam voluminos, dar am vrut să am așa ceva. Mai am aici un set de șurubelnițe din astea, de prins pe perete. Sunt 37 de piese. Ăsta l-am primit cadou, nu l-am cumpărat. Marca nu știu ce este, dacă o fi aia de acolo, Workshop, sau ăla o fi ceva, vreun magazin. Aici pe spate mi-arată tipurile de șurubelniță care conțin acest set. Scrie ceva de Anglia. Deci asta o să îl prind pe perete, în atelierul pe care o să mi-l fac în zilele următoare. Văd că mai are și câteva capete de șurubelniță aici, niște torxuri, plusuri, minusuri, da. E ok, nu știu ce calitate sunt, dar fiindcă le-am primit cadou, sunt foarte bune, știți cum se spune că calul de dar nu prea se caută la dinți. Tot o nivelă de la Holzer, un pic mai mică. Asta am luat un special pentru plăcuțele de gresie, pe care trebuie să le lipesc pe soclu. Destul de mică, nu știu dacă scrie pe ea cât este de lungă. Da, nu scrie. Nu scrie cât este de lungă. 10 cm. 10 cm. E destul de bună pentru spații înguste, unde nu ai cum să bagi nivela mare și nici nu e foarte scump o porcărie de asta. Am vrut să am și așa ceva. Aici tot pentru tâmplărie am o riglă din asta de 61 de centimetri. Deși aici îmi scrie 60 de centimetri și în partea asta e în inci. Pentru cine măsoară în inci, în schimb e de 61. Mare două nivele, orizontală și verticală, nu cred că sunt foarte precise nivelele alea, dar sincer eu am luat-o doar pentru riglă. Căutam pe la magazin o riglă din asta, mai lungă, și am văzut-o pe asta. Hai să o desfac. Eu zic că e din aluminiu, din câte cunosc eu așa, aluminiul
Deci are un mâner destul de confortabil și o să o folosesc la trasat pe distanțe un pic mai mari. Aici am luat de la BGS un set de chei din astea simple. Am de la 6 până la 22. Eu mai aveam un set de chei, dar știți că de multe ori ai nevoie de câte două, de aceeași mărime. Scrie pe ele că sunt din crom vanadium. Așa spun ei. Poate să fie. În orice caz, sunt niște produse bune astea de la BGS. Și în felul ăsta mi-am completat și eu setul de chei. Nu știu dacă o să le țin eu în husa asta. Am un alt loc special pentru chei, dar momentan vor sta în husa asta cu care au venit. Și am mai luat-o din Dedeman, o pereche din asta de ochelari de protecție. Aștia sunt de la Lumitools, nu sunt foarte scumpi, dar în schimb sunt foarte calitativi. Și ce îmi place la ei este faptul că au lentilele astea curbate și acoperă și raza periferică a ochilor, pentru că de multe ori scânteile de la Flex, de exemplu, intrau exact pe acolo. Și ăștia am luat în mod special pentru Flex. Și sunt destul de calitativi. Și încă ceva, policarbonatul ăsta sau plexiglasul ăsta, din ce sunt făcuți, este unul care nu prea are dioptrie optică. Am probat tot felul de ochelari care îmi dădeau dureri de cap după 5-10 minute și atunci când te uiți în jos cu ei, vezi ca un fel de groapă, așa îți dai seama că ei au dioptrie, în schimb ăștia nu au. Sau cel puțin eu nu o simt cu ăștia. Și de asta îmi și plac. Ochelari de protecție oricum am, cred că vreo 5-6 perechi. Și am mania mereu să-mi cumpăr alții. În special sunt pasionat așa de echipamente de-astea de protecție. Bun, asta am vrut eu să vă arăt momentan. Eu mai am câteva unelte noi pe care vreau să vi le arăt, dar o să fac niște clipuri separate cu ele, că vreau să le fac și niște teste. Tot timpul în atelier se găsește de cumpărat câte ceva. Unelte, accesorii, mai apar altele noi. Mie îmi place să am tot ce am nevoie atunci când mă apuc de treabă. O să ne reauzim la clipul următor. Vă doresc chef de treabă și să ne reauzim cu bine.